Așa este, Dumnezeu este prezent în mijlocul adunării copiilor săi, adeverindu-se cuvintele că acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Domnului Iisus și El este prezent împreună cu ei, cu noi. Haideți acum să deschidem Biblia și să citim din Cuvântul lui Dumnezeu câteva paragrafe. Epistola 1 Corinteni, capitolul 6. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 15. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Înainte să ne așezăm, având în vedere că astăzi se sărbătorește învierea Domnului în bisericile creștine de tradiție apusiană, frații noștri de credință din Europa, din Statele Unite, din Canada, din Australia și din toată partea aceea de lume, sărbătoresc astăzi învierea Domnului nostru Hristos. Creștinii, mai de mult, în primele decade de credință creștină, au sărbătorit învierea lui Iisus în fiecare duminică. Așa că, dacă astăzi spunem din toată inima, Hristos a înviat, e biblic. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Domnul să ne binecuvânteze. Vă invit să vă așezați. Acest loc din Biblie pe care l-am citit aduce în fața noastră o listă lungă de întrebări menite să trezească în creștini dorința după a trăi o viață curată. În biserica din Corint erau anumite probleme particulare despre care vom vorbi altă dată. În contextul acelor probleme, Apostolul Pavel a adus aminte creștinilor, fraților de credință, adevărurile cu privire la cine sunt ei în Hristos și cum ar trebui să-i motiveze înțelegerea identității lor, cum ar trebui să-i motiveze la a trăi o viață creștină curată. În viziunea cuvântului Domnului, nu ni se cere mai întâi să facem fapte vrednice, să ne trudim, să ne schimbăm, să adunăm merite, să acumulăm înaintea lui Dumnezeu credit, ca apoi, la urmă, să ne treacă undeva pe la un cântar, să ne evalueze, să ne cumpănească, să ne cântărească și dacă ieșim, cum se așteaptă El, ne dă premiu că suntem copiii Lui și dacă nu ieșim, ne trimite înapoi să mai adunăm merite până când avem câte trebuie. Nu așa face Dumnezeu. Asta ar fi mântuire prin fapte și așa ceva e cu neputință. Lucrurile stau altfel. Prin har, din cauza răscumpărării adusă de Domnul Iisus, în baza milei lui Dumnezeu, a cuvântului, a promisiunilor lui Dumnezeu, pe care noi le primim prin pocăință și credință, Dumnezeu ne înfiază, ne face copii ai Săi, ne iartă păcatele, ne socotește neprihăniți, ne înfiază, ne dă identitatea de copii ai Săi și după ce ne onorează, dăruindu-ne acest statut înalt, ne cere să trăim în acord cu statutul acela. Întâi este încrederea pe care o are Dumnezeu în noi, mila pe care ne-o arată. Și după aceea ne cere să trăim în acord cu acea identitate. Ordinea este identitate
și apoi viață. Nu invers, viață creștină și în urmă, ca premiu, identitatea creștină, ci invers. Prin harul lui Dumnezeu, darul învierii și apoi, prin Duhul, trăire în curăție. Aici, Apostolul Pavel ne arată cât de important este să înțelegem cine suntem, ca apoi asta să ne motiveze să trăim o viață curată. Scurtul meu gând pentru dimineața aceasta am intitulat Păzește-te curat. 4 motivații care ne vor ajuta să ne păzim curați. Apostolul Pavel le amintește. Primul lucru, în 1 Corinteni 3:23, în cuvântul lui Dumnezeu spune că voi sunteți ai lui Hristos. De aici pornește tot. Tu ești al lui Hristos. Domnul Iisus te-a răscumpărat. Îi aparții. Și acum, pentru că ești al lui, cum spune în versetul 6:20, ați fost cumpărați cu un preț, pentru că suntem ai lui, pentru că aparținem lui, pentru că suntem proprietatea lui, trebuie să ne păzim curați. Al doilea gând. Trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos. 6:15. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Vă rog să băgați de seamă cum Apostolul Pavel stabilește, subliniază legătura strânsă între creștin și Domnul Iisus. Voi sunteți mădulare ale lui Hristos. Așa după cum corpul nostru omenesc este alcătuit din părțile lui componente, din mădulare, care Dumnezeu ne-a înzestrat, și mădularele acestea deservesc interesul întregului corp, a nostru, a sufletului nostru, așa în Biblie Apostolul Pavel spune că noi creștinii suntem mădulare a lui Hristos și înțelegerea acestei identități ne constrânge să-L onorăm pe Domnul nostru. Iată cât de logic vine întrebarea următoare. Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularele ale unei femei adulterine, prostituate? Răspunsul vine trăznet. Nici de cum. Nu șade bine. Ca unul care aparține lui Hristos și care este mădular al lui Hristos să trăiască așa. Răspunsul al treilea. Trupul vostru este templul Duhului Sfânt. 1 Corinteni 6:19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Observați, vă rog, forța acestei întrebări. Trupul tău este templul Duhului Sfânt. În 3:16 se spune că trupurile noastre sunt templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, în voi. Înțelegerea acestei legături este aici o metaforă. Noi suntem templele lui Dumnezeu. Tu, noi toți, fiecare dintre noi, în mod individual, suntem templul al lui Dumnezeu. Dacă în vechime, în Ierusalim, era acel templu consacrat pentru Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a onorat cu prezența Lui și în care a ales să-și pune numele, de data aceasta, în legământul cel nou, templul este format din creștini. Și aici Pavel spune, trupurile voastre sunt templele Duhului Sfânt. Ne putem ușor imagina ce reacție ar fi avut evreii dacă cineva ar fi profanat templul din Ierusalim. Dacă cineva și-ar fi putut permite să intre în locul sfânt, în locul preasfânt și acolo, în mijlocul templului, să facă lucruri oribile, să comită nelegiuiri, păcate. Așa ceva nu s-ar putea. Doar s-a dus o vorbă, cum că apostolul Pavel ar fi, așa l-au acuzat, ar fi introdus pe ascuns pe cineva dintre neamuri, netăiați împrejur în templu și deja s-au adunat cu toții ca să-l omoare pe Pavel cu pietre. Că era socotit un sacrilegiu, profanarea templului, mare păcat. Creștinii din vremea aceea au înțeles această metaforă. Și acum Pavel spune așa. Dacă pentru iudeii din Ierusalim, templul din Ierusalim este un loc sacru,
pentru care sunt în stare să-și dea viața și să-l apere cu prețul vieții, rețineți că de data aceasta, în Hristos, corpul tău este templul lui Dumnezeu. Înțelegând cinstea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu, fugi de păcat. Păzește-te curat. Ești templul lui Dumnezeu. Și în final, cuvântul Domnului spune, voi sunteți copii ai lui Dumnezeu. Înțelegerea acestei identități, voi sunteți copii ai lui Dumnezeu. Ce va fi nu s-a arătat încă, spune apostolul Ioan, dar știm când va veni El, când se va arăta El, vom fi ca El. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu, lumea nu ne cunoaște, nici pe El nu L-a cunoscut. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Numele tău este scris în cartea vieții. Aparții Domnului Iisus, ești mădular în trupul lui Hristos, ești templu al lui Dumnezeu, ești fiu al lui Dumnezeu. Și acum, înțelegând cine ești, de aici rezultă un comportament potrivit. Păzește-te curat. Fugi de păcat. Separă-te de tot ce este rău. Onorează-L pe acela care te-a răscumpărat, care te-a cinstit la modul superlativ. Nu se putea mai mult. Din niște oameni pierduți, vinovați, care meritam îndepărtare veșnică de la fața lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu arătat în Iisus Hristos, am fost răscumpărați, suntem ai lui Hristos, aduși în Hristos, suntem mădulare ale lui Hristos, transformați în locuință a lui Dumnezeu, templu a lui Dumnezeu și făcuți copii a lui Dumnezeu. Această înțelegere a identității creștine ne motivează să fugim de tot ce este rău, să ne lipim de Domnul nostru, să urmărim sfințirea și să trăim în fapte bune. Dumnezeu să ne ajute. Păzește-te curat. Amin. Acum e momentul să ne spună fratele Petru câteva cuvinte. Aș fi vrut să mai cânte corul o cântare și o să cânte. Prețuiesc foarte mult că ați venit în această dimineață să slujiți lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze.